Bun găsit stimați telespectatori! Suntem la ordinea de zi. Ca de obicei, o zi plină. Începe, de fapt, o săptămână cu foarte multe evenimente. Cum ne-au obișnuit, după 1 ianuarie, nu avem de ce ne plânge, pâine și circ la ordinea zilei, mai mult circ, dar asta e altă, e altă treabă. Până a intra în evenimentele politice care ne domină viața în ultimul timp, și juridice mai e săltat un parlamentar, se mai ridică o imunitate, mai se dă o condamnare, ceva de genul ăsta și am avut și astăzi din plin. O să vorbim de un eveniment care ne-ar putea pune, deci o situație care o redă presa de astăzi și care ne-ar putea pune în pericol nu numai la porțile de fier unde e problema, dar poate chiar și la Târgu Jiu, poate chiar și în alte părți. Investiții mari energetice, aparținând hidroelectrica, sunt într o stare avansată de degradare. Oricând acele baraje, mai ales că se anunță și evenimente de natură seismică destul de importante, dacă nu se fac lucrările care trebuie, pot fi în pericol. Și acum ne referim la situația de la porțile de fier 1 unde președintele sindicatului de acolo, Cristinel Popescu, a declarat într-o conferință de presă că din cauza unor lucrări care nu s-au efectuat de-a lungul timpului la barajul porții de fier 1, au apărut fisuri și rupturi la stăvilarele barajului de versor, iar izolația electrică pusă în funcțiune în anii 70 poate duce la un scurt circuit urmat de incendiu. Ce ar însemna un incendiu acolo? Vă dați seama. Uh, nu numai că deci, sunt probleme grave de funcționare și nu sunt de acum. Deci omul ăla a ajuns la exasperare, a văzut că lucrurile se degradează pe zi ce trece și atunci a zis, bă, așa nu se mai poate, poate încerc așa. Dar, uh, din lipsa fondurilor de investiții, reparația capitală și modernizarea barajului nu a fost realizată, cu toate că este imperios necesară. Ne-realizarea acesteia putând avea consecințe foarte grave pentru populația din aval de hidrocentral. Deci vă dați seama ce ar însemna să se spargă barajul respectiv, să cedeze. Uh, pentru mediul înconjurător și pentru buna funcționare a hidrocentralei însăși. În galeriile barajul de există fițuri care au acționat în timp și infiltrații foarte mari. Au apărut fisuri și rupturi în stăvilalele barajului de și există pericol de a nu putea închide, deschide stăvirale de barajului de versor atunci când este cazul. Cei de la Mediafax prezintă și poze depuse la dispoziție de către, de către liderul sindical respectiv. E o situație foarte gravă și vă spuneam, poți să te gândești la situația de la porție de fier acolo unde sunt cele mai importante hidrocentrale din România, dacă le ținem pe acestea în halul ăsta. Deci vă dați seama ce facem cu celelalte baraje de prin munții noștri, până la urmă și chiar, poate și aici, deși sunt mai tinere ca ani de funcționare, cel de la Târgu Jiu sau mai știu ce în altă parte. Deci cred că ar trebui toate verificate, vă spuneam, mai ales din perspectiva unui unui posibil eveniment de natură seismică de amploare mare pe care ni-l tot anunțe niște specialiști sau mai puțin specialiști. Pentru că și asta cu cutremurile iar e, nu e o știință exactă sau ceva de acest gen. Deci un cutremur poate fi și mâine, de fapt și în câteva minute, un cutremur poate fi într-un an, în doi sau poate în câteva decenii că generațiile noastre ne reușim să mai prindă asemenea eveniment. Bine că nici nu ne dorim, asta e altă treabă. De ce vreau să vă spun însă, este că trebuie tratate foarte uh, atent aceste lucruri pentru că se nasc drame. Nu numai faptul că cinematografia americană știți, face box office cu filme de acest gen, cu catastrofe naturale, dar să știți că la ei s-au și întâmplat. Deci mai învață și din... Uh, din obișnuință, din evenimentele de zi cu zi. Așa că ar trebui cumva să ne să ne luăm măsurile de precauție. Nu e deloc uh, nu e deloc de glumă cu această situație. Plecăm de la partea uh, uh, să spunem așa de social până la urmă sau de economic și ne referim la astăzi la un uh, un caz foarte așteptat până la urmă. Astăzi s-a dat sentința în cazul fostrei ministre a tineretului și sportului, Monica Iacobriții, soția, deci deputat și soția primarului de Petroșani, aici în preajma noastră. Așteptată pentru că în primă instanță, acum vreun an de zile, a luat o condamnare de 5 ani cu executare, să știți că a rămas cu aceeași condamnare. Uh, ea deja a fost preluată, uh, deci este în momentul de față în detenție, a s-a uh, predat la Cluj-Napoca și va fi în primele 21 de zile la penitenciarul Arad, dacă am înțeles uh, bine. Faza este însă altceva. Deci, e clar, dovezile procurorilor sunt indubitabile, deci n-a contestat nimeni acest lucru, procesul se judecă, uh, e în urma unor plăți făcute de de Monica Ariții ca ministru de ziua tineretului din 2009 în plină campanie pentru europarlamentare când a ajutat-o pe EBA să câștige acel mandat ciudat de europarlamentar. De ce ciudat? Pentru că ne aducem aminte inclusiv aici la Gorj cum un lider PDL, PD cum era sau făcea socoteala pe tabla de la sediu câte voturi pe fiecare secție trebuie să obțină Elena, Elena Băsescu. Problema este, apropo de acest, acest caz, sunt câteva, problem, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în seamă. Unul dintre ele, și asta l-am văzut și în, ca, și în cazul lui Miron Mitrea la sfârșitul săptămânii trecute, știți că vineri Miron Mitrea a primit și el o condamnare de 2 ani cu executare în dosarul cu extinderea casei mamei sale. Toate bune și frumoase, însă, în timp ce el era la mare, la mamaia și s-a predat uh, poliției din Constanța, de fapt, uh, se pare că va rămâne să-și facă detenția pe malul mării pentru că și-a schimbat domiciliu, niște polițiști se dedau de ceasul morții cu televiziunile după ei, au sărit peste gar să-l aresteze ei la București. Deci atenție, în condițiile în care nimeni n-a răspuns la ușă și acel mandat de îndată nu înseamnă că momentul când ai auzit la televizor că s-a dat sentința, tu în următoarele 3 minute trebuie să fii la deja ești la poarta lui să-l să salți. Deci a fost deplasat gestul la Miron Mitrea și ce a făcut? Că poliția noastră s-a mai acoperit toată de ridicol de față cu milioane de oameni care s-au uitat la ei. Că vă dați seama, nu cred că vreun om cu scaunul la cap o să mamă, uite ce polițiști de votat. O să zic că, bă, o polițiști care ați plecat cu Sorcova. Deci, din momentul când aveai câteva minute de la sentință, și ăsta avea de îndată, de îndată, dar te predai în câteva ore, să zicem, tu trebuie să duci la acolo. Ca Da, probabil că indivizii respectivi au vrut să pară și ei că, eventual, să fie dați la televizor. Da, s-au acoperit de ridicol și poți să-i dai la așa nu. De ce vă spuneam acest lucru? Este că și la ea cobriții, polițiștii din Petroșan s-au năpustit la ea acasă ca să o ridice, de când, e, deși ea se predasă deja la Cluj-Napoca, unde era în acel moment. Îmi ridică însă semne de întrebare, în acest caz nu vinovăția, deci încă o dată nu încape, nu încape discuție, E un proces care s-a judecat timp de 5 ani, au fost expertize, au fost date, ce deci e clar că vinovăția există. De fapt, potrivit DNA, în perioada 17 martie, 22 mai 2009, Monica Iacobriții, în calitate de ordonator principal de credite, ar fi hotărât ca, sub pretextul realizării unor manifestări de amploare, la nivel național, dedicate Zilei Naționale a Tineretului și externalizării serviciilor de organizare aferente, s-a ilegal unor firme private contracte de prestări servicii având acest obiect. Și totalul sumei ar fi, dacă am înțeles bine, prejudiciul, da, este vreo 640.000 de euro, adică vreo 27 de miliarde de lei vechi. Problema e următoarea. Din ce am văzut eu, condamnări cu executare n-au luat decât Monica Iacobriții și consiliera ei în scapă vârsta, cred că se numește nume de familie, da, Elena vârsta, Ioana Elena Vârsta, deci au luat, era consiliera lui fost în consilieră și au luat amândouă câte 5 ani pentru abuz în serviciu. N-am înțeles, de ce toți angajații din Ministerul Tineretului și Sportului și au fost în dosar vreo șase, dacă am numărat bine, toți au luat cu suspendare. Adică după cum se procedează în ultimile săptămâni și în ultimile luni, rezultă că toți cei funcționari respectivi au spus domne, ea ne-a dat ordin să facem așa. Poate că a și fost asta. Dar cred că ar fi trebuit și probabil că eu, eu, cred că judecătorii au ținut cont de ce în dosar și procurorii au avut la dosar dovezile necesare ca așa sau nu avem numai niște, că ăștia se puteau pune de acord toți salariații să spună, da domne, ea e vinovată. Pentru că ceva asemănător începe să se producă în cazul Elena Udrea. În ce sens? Deci nu pe discuție că există suficiente circumstanțe să-ți dai seama că ea e vinovată și răspunde de ce a făcut. Dar când ăștia ea, toți cu suspendare, înseamnă că ei s-au pus, adică au cam aceeași vină. Chestia la Monica Iacobriții se pare că ea n-a semnat plățile făcute înainte de a, fi, a, veni în țară, n-a semnat niciun fel de ordin de plată, deci l-a semnat și din minister, e posibil să fi fost un aranjament, adică să nu vrea să semneze și să lase pe alții, dar Asta cu, știi, pe noi ne iartă că am spus și pe alții înfundăm. Bine, ar mai fi de reținut, apropo de acest caz și mergem mai departe, faptul că Cristina Angel, un deputat, spune că la cât o cunoaștea și la cât de bolnavă este și ea și copiii pe care ea are, doi copii, Monica Iacobriții s-ar putea să nu supraviețuiască acestei perioade de detenție dacă va fi de 5 ani. Asta este rău și trebuie să se gândească cei care sunt în asemenea situații, care fac, se riscă cu asemenea lucruri, să se gândească și la viitor. Fac atunci și bani și toate, celele, dar, și toate celelalte, dar după aceea, iată că suportă și consecințele. Bineînțeles, apropo de trecând de la Monica Iacobriții la cazul Elena Udrea și o să mai vorbim, cum spuneam, o să mai vorbim de el, Monica, Elena Udrea reușește să de, să țină prima pagină în continuare cu mandatele cerute de DNA de arestare. Mai nou, o să avem, probabil, caz pentru prima dată în Parlament, o situație cel puțin ciudată, în care un parlamentar aflat în detenție vine să studieze nou dosar din Gala Bute și, o să, și parlamentarii o să-i accepte ridicarea imunității sau acceptul arestării, ceva de acest gen în Parlamentul României. Și deja au dat în bâlbâiel, e cel puțin șef Valeriu Zgonea, șeful de la Camera Deputaților, că nu are procedură. Nu știu, domne cum fac? O las cu cătușe, nu o las, intră polițiștii cu ea, nu intră, vine, pleacă, vine avocatul, deci ceva de genul ăsta e o, e o babilonie generală. Acum, ca să fiu rău puțin, de ce să mai să se deplaseze Elena Udrea până la Parlament, să o vedem cu cătușe? Că tot a fost scandalul acela cu cătușe bafor. Și tot parlamentarii văd că ia pe rând, azi, câte un, câte un lot, câte un lot. Păi să se mute, să se ducă parlamentarii direct la cercetări penale sau unde se duc, acolo și să voteze acolo. O ascultă ce are de spus și votează, că să nu mai avem asta. Deci ca să rezolvăm procedura. A fost un, o glumă sau de fapt un has de necaz, nu e în regulă asemenea lucruri, dar parcă acest caz începe să semene, deci riscăm, instanța riscă să, și oamenii legii riscă să transforme pe Lena Udrea într-un erou, o victimă a Mașinațiunilor și nu e cazul. Nu e cazul. Elena Udrea, din ce ne arată procurorii, a furat la dreu. Dar, prin neîndemânarea, ca să nu spunem altfel, riscăm să sărim ca din, din prea multă, să spunem așa, voință de a face diverse lucruri, riscăm să sărim calul în partea cealaltă. Adică, dacă e arestată, și sunt trei înconvințate trei cereri de arestare. Pe oricare din acele cazuri, mai avem nevoie de al patrulea? Chiar dacă în fiecare zi mai apare cineva care declară că i-a dat bani Elena Udrea. Și nu mă îndoiesc să cred că sunt adevărate. Ce nu înțeleg, nu înțeleg. Este foarte simplu, bun. Ăla care vine și declară, da, i-am dat Elena Udrea, să zicem, 500.000 de euro. Dar pentru ce i-am dat? Păi mi-a făcut, să zicem cum primarul de la Lupeni, mi-a făcut telegondola, mi-a, nu știu ce, am luat și eu câte ceva. Păi bun, și odată dacă spun că a făcut asta, eu nu mai pățez nimic? De discutat. De discutat pentru că în varianta asta vom ajunge. Uh, toată țara va fi cu... Cum ajunge unul la asta va fi cu lațiunea. Eu cu ăla nu știu ce. Și încă o dată spun, vom ajunge la acarul pe un. Adică cel care va fi pe picioarele lui sau nu va declara nimic sau va fi, mă, ăla va păți, va plăti ponoasele. Pentru că mă întorc și în cazul Monica ia cobriții, de ce o rămân la părerea că n-a făcut niciun moment de capul ei, ordinul venea de sus, de foarte sus, iar nu cred că a băgat ea în buzunar banii respectiv. Este clar că s-au făcut pentru campania Ebi Și în condițiile astea în care ea plătește, Poate cu viața acest dosar, deci procurorul a trebuit să se sape și mai departe. Dar s-au oprit acolo, la vina lui Monica Iacobriții. Nu și mai departe. S-ar putea să apară mai târziu. Știți cum se spunea acum câteva săptămâni, câteva luni, că Elena Udrea nu se va întâmpla nimic cu ea. Iată că după ce -a, a dispărut protectorul de la Cotroceni, a dispărut din funcție lucrurile s-au schimbat și iată cu ce viteză. Dacă o ținem așa, o să avem cel mai arestat parlamentar din istoria României. Și așa, cred că a trecut pe primul loc detașat. Nu cred că va mai fi cineva în stare să egaleze un asemenea, un asemenea record. Oricare din aceste condamnări, dacă vă sunt din dosarele care sunt deschise, pot să-i aducă lejer un 7-10 ani fără probleme, că bănuiesc că cam ăsta e obiectivul sau indiferent că ei mai multe, tot acolo te vei duce. Vestea bună, dacă există și ceva bun aici, ar fi că se, a primit ordinea NAFU să identifice averea Elenei Udrea și va, o va identifica ușor că e după un divorț și să pună sechestru pe ea, sechestru asigurator ca să acopere pagubele. Asta este o veste bună și aici subscriu celor care duc o adevărată campanie în ultimul timp. Da, domne. Bun, puțin ne interesează. Deci, acum vă spun, asta, știți cum e legislația românească, da, domne, dacă să recuperăm doar pagubele, nu mai interesează, să nu mai trebuie să-i dăm și o pedeapsă privativă de libertate pentru educare. Cum sunt penitenciarele noastre că ați aflat, deci educarea cade. Dar măcar recuperăm Recuperăm banii și cred că ăștia sunt foarte Importanți la buget La cât s-a furat în România Dar eu în continuare cred că Jmecherii Nu prea dau bani Deci în continuare cei care au dat banii Sunt ăia prin dosarul fotbaliștilor Mai e Voiculescu, cel puțin cu o parte din bani Și încă vreo câțiva Îi mari Deocamdată Sunt bine mersi Cel puțin deocamdată uh. Bineînțeles, uh, uh, sunt și alte uh, sunt și alte probleme și mă refer la una pentru că sărim și aruncăm în derizoriu actul de justiție prin tembelismul unor funcționari. Și o să vă explic de ce. În dosarul uh, transferurilor au fost. Uh, uh, 8 condamnări, printre care frații Becali, Cristi Borcea, Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gică Opescu și alții. E, vreau să vă spun că există o problemă. În cazul lui Mihai Stoica, știți că nici măcar procurorul n-a mai cerut că se, deci pedeapsa practic fusese depășită, deci termenul, procurorul n-a cerut pedeapsă, judecătorul a dat în fine, dacă nu cerea ceva, cum dădeai, dar în fine, justiția românească. Dar avem un om la 78 de ani, 80 de ani, în jur de 80, Jean Pădureanu, fostul președinte de la Gloria Bistrița, care este într-o stare avansată de boală, deci o boală care are probleme mari cu memoria, uită ce face, iar noaptea el este legat de pat, pentru că e la spital, atenție, deci, detenția e face la spitalul Jilava, pentru că nu știe încotro să ajungă, nu știe încotro să, deci nu mai are niciun fel de... S-au făcut diverse cereri de eliberare, în schimb autoritățile noastre fac pe mort un popușăi. Atenție! Cu Jean Pădureanu, un om în vârstă, un om care până la urmă nu știu nici vina lui cât este în transferurile respective, pentru că omul ăla a avut un medic, a ținut o echipă de fotbal vreo 40 de ani în, sau vreo 20 de ani în Liga 1. Uh, și a rămas un om sărac. Faptul că el n-are avere e o mare problemă deci, cu acel dosar. Dar să trecem peste asta, e condamnare, hotărâi, nu mai comentăm hotărâri judecătorești. Însă, țineți minte cazul Omar Haisam. Da, atunci autoritățile noastre cu o grabă suspectă l-au făcut pe ăla bolnav de cancer, de ce-o fi fost, l-au făcut că e gata să moară, că îl salvează ei și l-a plecat apoi cu oile, cu mii, cum a trecut granița, în fine. A fost adus între timp, acum e în închisoare, nu mai reprezintă un pericol, dar ce vreau să vă spun, că o asemenea justiție nu-l face, adică tu în momentul când condam pe cineva, cetățeanul de rând trebuie să înțeleagă, bă, nu trebuie să repet faptele a lui ea, să nu fac niciodată că uite ce o să pățesc, dar în același timp să fie satisfăcut, domne, și a primit pedeapsă. Ăsta nici nu știe măcar, Jean Pădureanu nici nu știe că este bănuiesc în e închisoare, deci atât de rău a ajuns. În aceste condiții, de ce prelungim acest calvar? Că există și, indiferent că e deținut sau nu, există și drepturile omului, mai trebuie să fii om efectiv. De ce nu-și asumă nimeni o asemenea decizie? Atenție! E un om de 80 de ani. Că bănuiesc cât s-ar preface. Că s-a încercat, dacă țineți minte, și cu generalul Stănculescu. Bacă nu știu ce. Un om la aproape 90 de ani, cred că are Stănculescu. Nu, 86, 87. Bun, să zicem că s-a prefăcut Stănculescu. Deși nu e adevărat în ca că a suferit nu știu câte operații. Cât o mai duce? Dar suntem în România. Cazul Jean Jean Pădureanu, însă este este cu tremurător și ținând cont că este și în presă de foarte mult de foarte mult timp. Adică înțeleg că trebuie cei care au greșit să plătească, dar dar cred că sărim, sărim calul într-un mod de a dreptul de-a dreptul genat. Uh, Mergem mai departe și o să ne referim la un alt uh, subiectul de bază de astăzi uh, va fi legat de Curtea de Conturi. Curtea de Conturi care a dat publicității uh, la sfârșitul săptămânii trecute atât la nivel național cât și la nivel local raportul pentru activitatea financiară din 2013. Deci nu pe, nu pe 2014, vorbim de 2013. E, și începem cu... Nu să ne referim la gorș mai întâi, ci ne vom referi la nivel de țară, mai ales că ajunsăm într-o situație... Uh, uh, o situație cel puțin, cel puțin ciudată în care se face, se face haz premierul a făcut un haz de necaz cu, cu PNL-ul, adică astăzi în Parlament liberalii care sunt în, într-o ofensivă continuă de a pune, de a prelua controlul în Parlamentul României, ca să arate că lucrează, lucre au propus înființarea a două comisii. Și anume, o comisie pentru cercetarea cum s-au cheltuit banii de la fondul la, la dispoziția guvernului, că în raportul curții de conturi s-a spus că s-au cheltuit fără niciun fel de bază legală, și un al doilea se referă la autostrada aceea care o facem de nou mai facem, e vorba de autostrada Comarnic Brașov, de ce nu se face mai repede? Ceva de genul. Bun. Situația Hila, hilară, abia acum începe și aici i-a taxat premierul foarte ușor. Spune premierul astăzi, ziua și demagogia. PNL vrea închetă parlamentară contra guvernului în 2013 în 2013 PNL era în guvern. care Caragiale e depășit total. Spune Ponta pe Facebook. Păi da, are dreptate. Deci are dreptate foarte simplu. Uh, am avut din vara anului 2012 și până în februarie 2014 guvern USL. Semiparitate efectivă între PNL și PSD, că UNPR-ul și PC-ul, chiar și UDMR-ul, erau de umplutură. Bun. Deci, PNL-ul și anchetează propriul guvern. Acum nu știu la cine o fi fost ăsta, dar Secretariatul General al Guvernului s-ar putea să fi fost la PNL. Că ăla era responsabil cu cheltuirea banilor. Bine, Alina Gorghiu, președintele Uh, președintele PNL, unul din președinți și probabil președintele Camerei Deputaților, dacă se va reuși să se pună mâna pe Camera Deputaților, a scris, a declarat ea astăzi, vrem să ne lămurim dacă este vorba de prostie sau hoție. Bun, să înțeleg că acum, dacă vorbim de cele două partide mari, ne-am vorbit mai devreme, la unie hoție și la unie prostie sau ambele? Întrebăm și noi, dăm cu par. Bun. Deci, liberalii au și un motiv. În sensul că citează din raportul Curții de Conturi, gravele nereguli în ceea ce privește modul de cheltuire a banului public când vine vorba de fondul de rezervă al guvern. Da, știți cum e? Cu fondul ăsta de rezervă totdeauna a fost folosit discreționar. Deci nu e primul caz. Apropo de autostrada Comarnii Brașov. Aici e mai ciudată situația, în sensul că, ce mă refer, ce fac liberalii, îi acuză pe cei de la guvern că nu au încheiat contractul, deși știm că pe contractul respectiv în care România ar trebui să plătească vreo 20 și ceva de ani, vreo 300 de milioane de euro anual, e cam mare sumă. E cam mare suma și noi nu facem. Din ce am înțeles, costurile ar fi mult mai mici dacă le-am face pe fonduri europene. Și probabil acolo vom ajunge. Și atunci ai acuzat pe cei de la guvern că nu se mișcă mai repede în condițiile în care, țineți minte cu Băsescu că l-a avertizat pe rus ce face cu asta și în fine. Sunt multe probleme. Vom mai discuta despre asta. Dar ne întoarcem la uh, raportul curții de conturi pentru că dacă am început cu o glumă, să știți că lucrurile nu sunt deloc, nu sunt deloc de glumă. Deci, de exemplu, colegii de la Gorj exclusiv au identificat conform raportului, ei l-au și văzut, eu nu l-am văzut, numai l am în momentul de față, prin intermediul rol, prejudicii de 14 milioane de lei la primările din Gorj. Camera de Conturi Gorj a dat publicității rezultatele controlelor de audit vizând activitatea financiar contabilă a primărilor din județ și a Consiliului Județean Gorj în anul 2013. Ce au descoperit inspectorii poate fi descris cu un singur cuvânt, vraiște. În anul respectiv, administrațiile publice din județ au avut abateri financiar contabile, în sumă totală de circa 249 milioane de lei, din care, conform estimărilor Camerei de Conturi, circa 14 milioane de lei reprezintă prejudicii aduse la bugetul de stat. Asta cu circa cu estimări, cu nu știu ce, e de discutat, mai ales că, de regulă, aceste controle se lasă cu procese cu primările și nu le prea câștigă Curtea de Conturi. Oare de ce? Cele mai mari abateri, se spune în acel raport, au fost constatate la primăria Târgu Jiu, în valoare de 109 milioane de lei, adică aproape jumătate. Urmează primăria Stănești cu 24 de milioane și jumătate, primăria Țânțăreni cu 11 milioane, abateri semnificative au fost descoperite și la Logrești, aproape 10 milioane, Motru, 9 milioane, Glogova peste 7 milioane. Nici direcțiile sau societățile din subordinea administrațiilor locale nu au fost găsite în regulă, cele mai multe abateri fiind descoperite la DGS ASPC Gorj, deci protecția copilului, în valoare de 25 de milioane la Aparegio, în valoare de vreo 4 milioane și la Transloc, tot vreo 4 milioane și ceva potrivit raportului Camerei de Conturi, aceste abateri financiar contabile au adus și prejudicii semnificative bugetului de stat. Ce s-a întâmplat de fapt? Plăți legale, sporuri ilegale, cam asta s-a tradus în esență sumele respective. Și apropo că tot a fost astăzi meetingul polițiștilor locali la nivel de țară, a fost cea mai mare debatere din punct de vedere așa, a fost descoperită la Târgu Jiu, primăria raportând nejustificat în contabilitate lucrări ca fiind în, în curs de execuție de vreo 95 de milioane de lei. Dar o altă neregulă, și aici e foarte important, a fost plata nejustificată a unor suplimente la salarii funcționarilor publici din primărie, în valoare totală de 3,2 milioane de lei. Practica angajații au încasat un salariu mai mare decât ar fi trebuit. Au fost descoperite și plăți nelegale la servicii, respectiv la contribuțiile sociale ale angajaților de la poliția locală, în valoare de vreo 7 miliarde de lei. Administrația nu avea voie să achite contribuțiile respective, pentru că salariații poliției nu sunt pe statul de plată al primăriei Târgu Jiu. Mai mult, poliția locală a plătit nelegal contravaloarea normei de hrană a salariaților, paguba fiind de 5 miliarde și jumătate, de asemenea, au fost făcute plăți în avans de 764.000 de lei către CDF Suez pentru lucrări care nu s-au mai făcut. E, apropo de acest lucru, vreau să vă spun că în privința poliției locale nu e toată legislația în regulă. Se pare că nu se prea pot plăti diverse lucruri pe poliția locală pentru că legile n-au venit toate. S-a cam forțat nota în foarte multe localități. Pe partea cealaltă, Acum vreau să vă spun că se întâmplă și în județul Gor și prin alte părți. Vine curtea de conturi, camera de conturi, cum se numește, și constată. Ai sporul nu știu care, care poate la în instanță sau s-a câștigat. Dar e plătit, stai constată la un moment dat că e plătit ilegal. Din diverse nu s-a respectat metodologia, în fine. Și curtea de conturi în raport îți spune, Până la data cu tare, tu, primărie, trebuie să recupereze suma de 2 miliarde, să spunem, da? După aceea, se întâmplă un lucru. Primarul sau Consiliul Local, dar primarul cred că face acest lucru, dă o dispoziție prin care se recuperează de la următorii salariați, funcționari publici ce sunt, suma de 2 miliarde și vine la fiecare, să zicem, să pună câte 50 de milioane lei vechi. Salariații, și bănuiesc că în înțelegere cu autoritățile locale, sau nu fi așa, nu știu, ă, dau, acționează, deci dispoziția primarului este atacată în instanță de către salariați și poate că ei și câștigă procesul. Chiar dacă nu îl câștigă, procesele acestea nu se rezolvă de azi pe mâine, durează de ani de zile. Și ce se întâmplă? Ca să vedeți, și a fost anul trecut, vine câte o ordonanță de aceea a guvernului prin care sunt iertați salariații care au de dat bani la stat înapoi, conform acestui raport, sunt iertați. Și salariații respectiv rămân cu bani în buzunar și de multe ori cu sume foarte, foarte mari. De ordinul a zecilor și sutelor de milioane de lei vechi, care ar trebui să-i dea înapoi. Iar ei n-au pățit nimic, merg mai departe, iar statul rămâne, sau instituția respectivă, rămâne cu paguba. Să știți că acest model pe care vi l-am spus s-a practicat și încă se mai practică în județul Gorj cu mare succes. Și nu e o invenție marca gorjeni, o marcă de gorj. Nu. Se întâmplă în toată țara în instituțiile de, de acest gen. Acum vreau să vă spun uh, de ce este acest lucru a acuza acum primăria cutare, Consiliul Județean sau eu mai știu ce alte instituții. De azi tot am vorbit de pe CEU și toate celelalte. Nu, uh, aiureala asta de în sistemul bugetar, mai puțin sănătatea și învățământul pentru că ele merg deja pe un sistem centralizat, adică nu mai poți să scoți asta de deci se folosesc anumite sisteme în care salariul deci să zicem un profesor, începător are aceeași salariu conform Rilei și conform edusalului și la Târgu Jiu și la București e, la primărie o să vedeți că un salariar cu aceeași vechime chiar și în gorj, la o primărie are să zicem 10-12 milioane și la altă primărie pot să ajungă și, două, și la 20 sau ați mai văzut uh, și a fost informație de presă cred că pe la Borescu îmi um, cer scuze dacă fac o confuzie de localități dar secretarul de acolo avea un salariu foarte mare față de al secretari din Gorj pentru că omul își câștigase și adăugase toate sporurile posibile și imposibile de fapt apropo de primările din Gorj Uh, există un, uh, în general în primării, se dă acel sport de condiții vătămătoare. Se numește sport de calculator, de, de toxicitate, de, depinde cum se numește, pe la diverse uh, primării sau instituții din județ. Foarte interesant este că în multe primării, cel puțin cu ani în urmă, acest spor era încasat chiar și de femeia de serviciu. Acum, greu de crezut că femeia de serviciu nu mai folosea mătura ci era cu calculatorul sau poate cine știe uh, deci făcea curățenia cu calculatorul și nu mai făcea cu mătura deci cred că nu și nu cred că nici așa de dotare atât de de bună este în primăriile noastre încât să zicem conform unui program de calculator ia să te la calculator și uh, să zicem uh, uh, mașinile Lucrau aspiratoarele, toate celelalte, spălau, curățau în toate primările. Nu cred că am ajuns la tehnologie de acel, de acel gen. Bun. Ne întoarcem. Deci, uh, Curtea de Conturi a remarcat aceste lucruri. Acum ar fi de văzut câte din sumele acestea se vor recupera, atât la Gorj, cât și cât și în țară. Eu vă spun. Foarte puțin, deci undeva la mai puțin de o treime, cred că banii se vor recupera, sau cel puțin asta a fost experiența uh, din, uh, din trecut. Uh, acum că ne întoarcem la nivel național, vreau să vă spun uh, că și la Dragnea, la Liviu Dragnea, Ministrul uh, Dezvoltării, apropo, unul din miniștrii dezvoltării, Elena Udrea, acum e la Mititica, spune că, deci raportul Curții de Conturi spune că la Ministerul Dezvoltării în 2013 a cam existat încălcarea legislației în vigoare de vreo 150 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului. A, deci din fondul de rezervă vedem unde s-au dus banii. De fapt, deci vreo 40% din fondul de rezervă al Guvernului pe anul 2013, ăla de care spun că n-a fost cheltuit în regulă, l-a cheltuit Dragnea. Și uh, pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală, a cheltuielor urgente, specifice sezonului rece, precum și pentru plata onorarierate. Uh, și ce a găsit Curtea de Conturi, printre altele? Că pentru 60 de lucrări de reabilitare a unor drumuri județene și locale s-au plătit în mod inutil. 10,2 milioane de lei pentru proiectări. Adică în ce sens? Le-a dat bani să-și facă proiectele, nu le-a dat bani să facă lucrările. Dar parcă asta e prima dată? Eu vreau să vă spun o chestie și vă dau scris de acum. Hai să luăm Ministerul transportului de pe vremea lui Traian Băsescu, că a fost ministru de mai multe ori. Dar hai să luăm din mandatul, să zicem, 97, din 96 97 încoace. Lomi este o transportul lor cu tot ce s-a cheltuit pentru autostrăzi, drumuri naționale, deci pe proiectare. O să avem o surpriză colosală. S-ar putea, s-ar putea ca Microsoft-ul, EADS-ul și altele de care vorbim noi acum, să fie nimic pe lângă câți bani sau data dat pe proiecte care n-au fost urmate niciodată de, de finanțare pentru că auzim de proiectul cu tare, se face nu știu ce și după aceea când e să ne apucăm efectiv de proiect, trebuie să facem altul. Deci acelea sunt făcute ca să dăm niște bani către firmele de partid și de stat. De stat degeaba. Bun. Deci, apropo de raportul curții de conturi, vă spuneam încă o dată, ar fi bine dacă banii care au fost cheltuiți aiurea, cum spune curtea de conturi, să poată fi recuperați. Acum vreau să vă spun însă și un alt lucru. Nu vă bazați, că știți cum e cu legislația din România, nici că această curte de conturi are dreptate 100%. Și vă spun de ce. Unele lucruri pe care le vede curtea de conturi într-un fel, în momentul când instituția publică dă judecată, și acum nu mă refer de acelea care vă spuneam cu salariații, uh, sunt primării, sunt alte instituții, diverse direcții care sunt controlate de către Curtea de Conturi, care câștigă în instanță pe drept cuvânt, pentru că Curții de Conturi spun, nu domnule, n-ai avut nu știu ce prevedere. Pe lege e adevărat, dar aceasta este situația în România. Sau se întâmplă de regulă că vin, așa se întâmplă de foarte mult timp în România, pe sfârșitul anului, de regulă, se găsesc bani pentru instituțiile publice. Și acolo apar și cele mai mari probleme, în sensul că unele etape ale legii sau ceva de acest gen nu se prea parcurg tocmai în, în regulă. Și de aici diverse pedepse, să spunem așa, diverse astea, dar care de regulă se câștigă în instanță, pentru că și curtea de conturi este mai catolică decât papa câte o, câteodată. Dar, acum vreau să vă mai spun un lucru. Bun, avem un control al curții de conturi care mi s-ar părea corect. Adică, atenție, suntem în februarie 2015. Noi abia acum aflăm că sunt probleme în 2013. Urmează procesele, urmează termene și vom afla undeva efectiv, dacă rămâne ce spune Curtea de Conturi în undeva prin 2016 sau poate și mai târziu. Cam târziu, între timp, va apare celebra ordonanță care ne absolvă de toți și toate. Deci, ce vreau să spun? Că știu că sunt puțini oameni comisari la Curtea de Conturi, dar, bun, ianuarie, februarie, martie, deci până pe la jumătatea anului următor, ar trebui să constatăm pentru că sunt controle periodice, da? Sunt anuale, une, în unele instituții sau la trei ani odată. Bun. Deci ar trebui să vedem dacă sunt probleme de Sau facem controle tematice. Adică, băi, ia să văd cum mai dat la salarizare. La salariați, cum ai dat nu știu care spor. Sau cum ai aplicat creșterea salariară, nu știu care, ca să vorbim de asta. Sau ia să văd lucrările de investiții din ultimii ani, da? Ia să văd cum ai plătit aici, dacă ai avut... Că vă spun o chestie. Dacă ne luăm în gorj, nu în altă parte. Una din prevederi, prevederile legii spune așa nu angajezi lucrări sau alte lucrări la o primărie dacă n-ai capitol bugetar și n-ai alocație bugetară. Păi, dumneavoastră, credeți că a respectat cineva această decizie? Păi dacă ar respecta-o în ultimii 5, 6, 10 ani, n-am mai avea datorii și lucrări începute și neterminate. Deci la noi, fiecare într-o veserie, fiecare primar, fiecare șef de instituție, mai trosnește un în început de lucrare, că vin ei banii și mai târziu. Deci dacă am respecta și dacă s-ar urmări doar respectarea asta, vă spun eu că cred că ar fi caz de DNA în unele cazuri pentru că se angajează lucrări de zeci de miliarde fără să ai prevăzută suma respectivă. Bine, am rămas surprins și nu m-ar surprin, adică, cum să vă spun, mă aștept la asemenea lucru, ca unii din edilii de la Gorj, și ascultați ce spun acum, să fie chemați la un moment dat să dea cu subsemnatul în uh, cazurile care îi se tot instrumentează Elenei Udrea. De ce vă spun asta? Pentru că foarte multe primării din Urși au primit bani și sume substanțiale pe vremea Elenei Udrea. S-au fi făcut toate în regulă? S-ar putea să, fi, să fie așa. Dar eu cred că vor fi măcar întrebați unii dintre ei pentru aceste lucruri sau cum au obținut lucrările respective. Pentru că, la fel de bine știm că nu se obțineau banii respectivi atât de ușor. De multe ori, nici nu conta culoarea de partid, ci poate parandărâtul. At, autoritățile să verifice dacă o fi ceva de acest, de acest gen. Dar eu mă aștept să, să fie câte ceva de acest gen, pentru că unele lucruri n-au prea fost în regulă. Lăsăm pe ultimele minute ale emisiunii să vorbim puțin de televiziune, doar de asta ne ocupăm, de televiziunea centrală, și vreau să vă spun că mai ceva în ultima perioadă avem un scandal intermin intermitent sau interminabil între cele două, România TV și Realitatea, care s-au rupt din, din, același trup până la urmă. Încurcă-i doamne, dacă n-au să se lămurească, dar cred că telespectatorii și a unei televiziuni celelalte au dreptul ca ei să fie informați corect. Deci, atât timp cât se va respecta acest principiu, nu cred că sunt probleme de alt gen. Însă vreau să vă spun, și aici cei de la reporter virtual au sesizat o gafă imensă, în această seară, la ora 21, cred, fostul președinte Traian Băsescu iese pentru prima dată la o emisiune televizată, în direct, de când nu mai este președinte. De ce vă spun acest lucru? Pentru că apare o gafă de promovare, adică TVR-ul își face de câteva zile, ca așa am aflat și eu despre faptul că Traian Băsescu va veni la TVR din sloganul de promovare a emisiunii. Și spunem acest lucru deoarece. Uh, Traian Băsescu, deci publicitatea la acea emisiune, se spune așa. Traian Băsescu a acceptat invitația TVR de a discuta despre subiectele zile și de a răspunde, atenție, acuzațiilor care se aduc în ultima vreme în spațiu public. Uh, și aici subscriu, o să citesc din materialul semnat de Adrian Halpert pe reporter virtual. Iată ce spune el. Poftim? Care acuzații? Din câte știu eu, nici DNA, nici Parchetul General, nici vreo altă structură n-au lansat vreo acuzație la adresa fostului președinte. Singurele acuzații care s-au dus în ultima vreme spațiu sunt cele de la Antena 3 și România TV. Și mă opresc aici pentru că există din nou, știți, război între cele două. Dar promovarea, și aici e o problemă, când este vorba de un fost președinte, a spune că răspunde acuzațiilor, E a vorbit de sfunie în casa spânzuratului, știți, ceva de genul acesta. Deci, nu cred că a fost deloc inspirată această promovare, chiar dacă emisiunea de la TVR despre care este vorba are în general un rating bun și Sorina Vram, cel care face emisiunea, în general are o reputație că este extrem de echidistantă. Dar nu poți vorbi de acest gen, mai ales cu fostul președinte. Chiar dacă Promoveze emisiunea, dai ceva de impact, dar totuși e vorba de televiziunea națională. Adică m-aș aștepta la România TV, la o asemenea titlu sau chiar la Realitatea, la toate celelalte, dar mai puțin la TVR. Sau or avea și ei, în sfârșit, norma de rating și altfel o pățesc. Adică nu mai vin bani. Cine știe? Uh, dragi ar mai fi multe de vorbit. Uh, ne ducem și noi spre, spre casă. Vă lăsăm cu Gigi Vasile, și vă dăm întâlnire mâine seară la aceeași oră. La revedere!